Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, iar astfel vremea se va încălzi mai ales spre finalul primei săptămâni de prognoză, iar media regională a temperaturii maxime va crește de la 6 grade, valoare normală pentru această perioadă, până spre 10-11 grade. În prima jumătate a intervalului, nopțile vor avea temperaturi preponderent negative, iar media acestora va oscila între minus 5 și 2 grade, cu cele mai ridicate valori la sfârșitul primei săptămâni. A doua săptămână din interval va debuta cu o scădere a temperaturii aerului, media valorilor diurne va ajunge la 8 grade și a celor nocturne la minus 3 până la minus 2 grade. După data de 21 februarie, valorile termice vor avea o tendință de creștere până la medii ale maximelor de 11 grade și ale minimelor de la 0 la 1 grad. Probabilitatea pentru precipitații mixte va fi ridicată în intervalul 18-21 februarie și după data de 24 februarie.